Salut, prieteni! Astăzi o să facem o muscă pe care o găsim pe islazuri, pajiști, atât la munte, cât și în zona de deal și de șes. Este vorba despre tăune, unii o numesc tăune. Face parte din ordinul Diptera și se hrănește cu sângele animalelor. De multe ori, în perioada de vară, când este cald, o găsim atârnată de gâtul animalelor, în special al vacilor, cailor, oilor, și în momentul când o aveți aici în imagine, un pic, în momentul când când acele animale s-adapă, deci vin la râu să bea apă, multe din aceste insecte cad pe luciu apei, zbătându-se, fiind o pradă ușoară pentru obletele mari, roșioară, dar în special pentru clean. Eu am avut ocazia să văd, plutind aceste insecte, fiind atacate de oblete, de oblete în special, obletele mari, dar am fost și pișcat de aceste insecte, pișcătură nu prea plăcută, în momentul când afară sunt multe grade, peste 30, când corpul omenesc transpiră, am avut, v-am spus, ocazia să fiu mușcat de asemenea muscă. Dar haideți să o construim. Avem nevoie de cârlige numărul 14, cutija ceva mai scurtă, îl aveți prins în menghină, deci cârlige numărul 14, o bucățică de foam galbenă, tăiată sub forma unui triunghi, cu vârful ascuțit în partea de sus. Ață de montaj maro. Fulg de pe gâtul unui cocoș maro. O pereche de aripioare. Poate să văd. Le veți acum în imagine. Se găsesc în comerț. Imitând aripioarele insectelor. Dubbing de culoare gri. Și nelipsitul lac pentru încheiere și prindere. Începem prin a matisa cârligul. La fel îl împărțim în trei părți pentru cap, torace și abdomen.
ducem până aproape de curbura cârligului. Ne întoarcem. Încă o dată. Și prindem foamul. Încercăm să-l aducem, să-l potrivim pe poziție. Cu ajutorul unei pense. Facem corpul acestei insecte. Tăiem surplusul cu grijă. Prindem foamul bine. În această zonă în care s-a încheiat porțiunea în care am sucit foamă. Și încercăm să prindem aripioarele pe rând, una câte una. Una pe partea dreaptă, una pe partea stângă. Încercăm să le aducem la aceeași dimensiune. Acum ele s-au fixat. Acum bine. Se văd? Se văd, cred că.
punem un pic pe fir, un pic de ceară de albine. Și toarcem un pic de dabbing de culoare gri deschis. O să mai scot din el, că este prea mult. Auzi, mă, cu un autocar care... Și ne continuăm. Matisajul. Fixând bine acest dabbing. Facem gulerașul, imitând piciorușele insectei. Prin câteva treceri. Înlăturăm surplusul. Așezăm un pic acest guleraș. Să imite într-adevăr piciorușele insectei. Facem nodul final. Odată. Mai asigurăm o dată. Înainte de a lăcui partea finală, așa arată musculița noastră,
Deci înainte de a lăcui partea finală, cu ajutorul unui marker roșu-maroniu, îi finalizăm insectei corpul. Lăcuim. Și întărim soluția. Ia să probăm și să lăsăm acul în ochetul cârligului. Este mai simplu. În momentul când se întărește lacul datorită lămpii UV, orificiu cârligului nu se mai întărește și nu mai și rămâne liber pentru a putea fi legat cu ajutorul tipetului. Și avem insecta noastră.
Eu vă doresc fir întins. Spor la lucru și nu uitați, iubiți, prețuiți, natura. Le aveți aici pe amândouă, făcute. Poate se vede mai bine acum. Pe curând, prieteni!